Șeful poliției orașului Buziaș Cristian Dimofte a fost omul potrivit la locul potrivit pentru a-i salva viața unui bărbat de 70 de ani. Polițistul l-a văzut pe bărbat cum se prăbușește la pământ și i-a acordat imediat primul ajutor, făcându-i masaj cardiac până la sosirea ambulanței. Datorită intervenției rapide, bărbatul a fost preluat conștient de către echipajele medicale. Bărbatul de 70 de ani a fost operat pe cord la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara, iar starea lui este acum stabilă.